Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca FIFA. Nu sunt chiar la început, am o echipă destul de bună, zic eu. Nu uitați de like, să vă abonați și haideți să începem. Ok, asta e echipa mea. Sper că vă place, mie mi se pare destul de bună, nu așa de rea. Astăzi vreau să cumpăr Star Pass-ul și o să-l deblocăm pe acest Carlos Alberto, care nu știu dacă vreau să-l pun la echipă, pentru că îl voi lua pe... Stați o secundă. Cred că o să-l vând. O să-l vând și o să-mi cumpăr echipă mai bună, pentru că vreau să-l iau pe... Imediat. Aici? Nu aici. Unde e, mă? Aici. Vreau să îl iau pe Zanetti acesta. Mi se pare cel mai bun de aici. Adică și ce îmi trebuie mie. După ce termin toate meciurile acestea, îl voi lua imediat și îl voi băga la echipă. Da, avem și un opening aici. Unde? Aici la Club Building vom deschide mai multe de astea, hai să vedem. L-au băgat pe Pioner Messi. Bine. Și pe Cristiano Ronaldo acolo. Deci vom deschide 6 dintre aceste pack-uri. Da, haideți să cumpărăm Star Pass-ul și revin. Ok, gata, am cumpărat Star Pass-ul. Să vedem ce ne dă aici. E prima dată când cumpăr unul. Așa că nu știu să fac nimic. Și ni l-a dat direct așa. E bine. Haideți mai întâi să deschidem playerii. Deci unul de 113 ne dă acum. Ok. Portugalia. Cam. Bernardo Silva. E... trei dobăluari, că îl mai am o dată la echipă. Aici Danilo, aici Marcelo Gorhe, cum se citește, Gaia, încă un player aici, Bani Sambi, 107-113. Da, și ne dă un 108 de ce. Slab. Carlos Al, da. Aici ce este? 300.000 de coins. Haideți acum să luăm pe Carlos Alberto. Carlos Alberto. Îi lăsăm și workout-ul, că e frumos. Brazil. Right back. Icon. Los Alberto, cât 600 de milioane. E ok. Dăm... De fapt, cred că... Da, de fapt, dau colectol. Și... 6.000 de gemuri. Mamă, ne-a dat multe rău. Da. FIFA points-ul o să-l... FIFA points-urile o să le păstrăm, pentru că o să le folosesc în nou joc UFC. Acum avem gemuri, putem să ne distrăm. Dar, de fapt, să vedem dacă merge vândut. Merge. Yes. Deci ne facem echipa ca lumea rău de tot. Îl băgăm și pe Carlos Alberto. Cumpărăm central back de cap nostru. Ok, și acum, nu, de fapt, avem de pe store. Mergem la, nu aici. De fapt, stai aici, cred. Nu aici. Unde eram? Recommended? Caută chestia aia de
fac steluțele alea în de-astea, de la Founders. Nu știu. A, uite, era acolo. Avem 80 de bit. De fapt, punem direct aici 80. 80 de puncte. Easy. Și acum hai să mergem să deschidem acolo pack-uri. La Founders, la Club Building și dăm aici unul câte unul. Hai să vedem primul pack. Ceva? Na. Eu sper să împice cât mai mulți pionieri ca să se transfere pe nou joc EFC. Jimenez. Toate sunt untradeable, cred. Hai. Un wall? No. Nu-mi dă nimica bun. Te rog, dă ceva bun. Nu se merită deloc să băgați aici punctele. Deci să nu băgați. Să vă luați un player de la ca Madison sau Fernandez. Da, să nu le băgați aici, eu fac asta doar pentru content. Dacă nu-mi dă niciun workout, mă las de FIFA. Yes. Hai să vedem. Spania. CDM. Gavi Pedri. Orio Romeo. Quel boss. 400 de milioane. Da. Asta a fost atât. Încă un workout, te rog? Nu, nu vreau. Romero. Da. Cred că o să-l bag la echipă pe acela CDM. Hai să vedem dacă avem nevoie de el. E de 114. Dacă îi dăm lui Silva, îl dăm pe Silva afară. 107. Cred că îl bag pe... Da, nu. Îl țin pe Silva. Încă nu... Ok. Acum deschidem aceste pack-uri. Că avem multe gemuri. Câte putem să deschidem? 5? 5 putem. Deschidem unul câte unul. Poate ne dă și nouă ceva bun, cine știe. Workout? Nu. No. Nu vrea. Nici măcar un player. 3 milioane ne-a dat. 3 milioane. Hai să vedem. Te rog, workout. Da. Dacă îmi dă doar de-astea. No, nu știu ce fac. Hai, bă, te rog. Dă și un workout, te rog. No. Romero. Ultimul. Hai, te rog. Ceva bun. No. 10 milioane am văzut acolo. Bine. Merge reveal-ul. Ne-a dat bani, dar atâta. Da, n-a fost așa bine. La skill boost-uri n-avem nimica. A, la misiuni, poate. Luăm pe... Mai luăm un level. Luăm și de la pionier. 200 de skill boosturi. Tot nu. Ok, deci mai avem un player. A, doi playeri. Le deschidem pe ăsta de aici, Grimaldo. Exact ce vroiam. Ceva bun, te rog? Nu. Cacu. Exact ce îmi trebuia. Hai să vedem ce mai pot să vând pe aici. Asta nu pot. Ăștia se vând aici. Vând la cel mai mic preț. Silva. Ia dacă îl vând așa, nu merge. Tot nu merge.
Da, îl pun la cel mai mic preț. Da. Da, ca să ne facem echipa completă, o să-mi cumpăr un central back. Nu știu. Un right back și pe Dudek acolo vreau să-l schimb cu Check de aici, Check. Cum se zice numele lui. Vreau să-l schimb că mi se pare mai bun Check-ul acesta. Reflexe, adică skill boost. Da, și cam atât a fost. Sau stai să vedem dacă mai avem ceva. Hai să vedem ce central back să ne luăm. Ok, deci vom avea vreo 700 de milioane lejer. Cred că voi cumpăra unul de 114. Nu. Nu merge de 113. Cred că... Bastoni, oare? Să-l cumpăr? Maguire? Cred că pe Bastoni îl cumpăr. Da, pe Bastoni. Acum un right back position. Right back. Mamă, cât costă? 113? Da, de clausul acesta. Nu. Da, între ăștia 3. Sau ăștia 2. Habar n-am, o să văd. Mai îmi rămân bani de la central back, o să cumpăr unul mai scump. Haide să dăm și un match de Division Rivals head to head. De fapt nu, head to head versus attack. Dăm și un match așa ca lumea. Nu prea am fans aici, nu prea sunt rank bun, pentru că nu prea mă joc aici, dar sunt ok. Jucăm cu Al-Ittihad, unde s-au transferat Benzema și Kante. Echipa mea aceasta e și echipa lui 126 overe și e bunicică echipa lui. Dăm un pas aici la Ronaldinho. Mamă, ce apărare are. Da, pierd mingea. Ronaldinho aici, gol, te rog, da. Apropo, nu uitați de like și vă mulțumesc mult că am făcut acolo 1000 de abonați. Ăsta se poate numi un... clip special pentru că am băgat 50 de lei în FIFA, ce nu vă îndrum să faceți, că eu fac doar pentru content așa, ca să vă placă vouă, să vedeți ce se întâmplă dacă băgați bani. Am ce s-au împiedicat de acolo. Da, și o să vă mai arăt ceva la Star PES după ce terminăm acest match. Da, îl batem pe acest... batem acest club Al-Ittihad. Nu. De gol? Ronaldo? Ronaldinho. 7-4, 8-4, încă 10 secunde și să ziceți și voi acolo în comentarii dacă sunteți hype pentru... EAFC Mobile. Eu chiar de-abia aștept.
Din câte am văzut, chiar arată bine. Da, 9-4 l-am bătut pe acest player. Reward-uri. Mulțumesc. Mi-au fost foarte de folos. Ok, și vreau să vă arăt la Star Pass. Cred că o să mă mai joc eu. Să fac rost de la level, la 60 la Terianri. Da, o să mă joc să fac rost de el, lifting. Și dacă vedem aici și cât costă, ar fi bine. Un miliard virgulă 200 de mii. Da. Aici s-au vândut acești bărbați? Nu? Ok. Da, cam atât a fost episodul de azi. Nu uitați de like, să facem acolo 2000 de abonați, să vă abonați. Pa, pa!